Stimați colegi, dragi concetățeni, bunăstarea cetățenilor trebuie să fie rostul politicii externe a Moldovei. Anume așa a privit politica externă partidul condus de Renato Usatăi când s-a lăsat în politica moldovnească în 2014 și nu și-a schimbat poziția de atunci. Vectorul politicii externe a țării nu trebuie să constituie încă un factor de dezbinare a societății moldovnești. Moldova trebuie să devină o platformă de colaborare între marile puteri în favoarea cetățenilor țării, dar nu un poligon pentru demonstrarea forței. Moldova trebuie să conceapă o politică externă corectă, primordial în raport cu vecinii noștri, Ucraina și România. Să colaboreze în interesele țării noastre atât cu vestul cât și cu estul. Totodată, în niciun caz, nu trebuie să fim vasalei cuiva. Echipa blocului Renato Usatăi este unica forță politică care nu și-a schimbat acest principiu pe parcursul timpului. Alții însă au speculat intens pe geopolitică și și-au schimbat poziția în funcție de conjunctură și propriile interese. Blocul electoral Renato Usatăi plenar susține statutul de neutralitate permanentă a Moldovei. Atâta timp cât vom fi în Parlament, noi nu vom vota pentru dislocarea de trupe străine pe teritoriul țării. Unii concurenți electorali sperie cetățenii în această campanie cu aderarea Moldovei la blocul militar NATO. O fac chiar acei actori electorali care în iunie 2006 au semnat planul individual de acțiuni de parteneriat Moldova-NATO. Constituția țării noastre expres interzice aderarea la blocuri militare și prevede o procedură extrem de complicată pentru anularea neutralității permanente, chiar imposibilă. O altă problemă este reglementarea diferendului transnistrean. Blocul electoral Renato Usatăi consideră că adevărata soluționare a conflictului transnistrean va fi posibilă doar după realizarea reformelor, care vor oferi o dezvoltare social-economică a orașelor și satelor de pe malul drept al Nistrului. Până când nu vom învinge corupția și nu vom ridica nivelul de trai al populației, nu vom putea uni țara. Înainte de a veni cu promisiuni frumoase pentru malul stâng, autoritățile Moldovei trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura condiții bune de viață pentru localitățile care se află sub jurisdicția de pe malul drept al Nistrului. Stimați prieteni, Moldova va fi un stat bazat pe dictatura legii și permanent conectat la interesele cetățenilor. Vă mulțumesc!